Postul dinaintea Paștilor revocă postul de 40 de zile ținut de către Domnul nostru Iisus Hristos în pustie, înainte de începerea activității sale mântuitoare. Pe parcursul acestor săptămâni de post, preoții țin numeroase slujbe, dintre care în fiecare sâmbătă pentru pomenirea morților. Începând de astăzi, am intrat în postul cel mare, clar, al Sfintelor Paști, al Păresimilor. Este o perioadă de pregătire pentru momentul arăstinirii Mântuitorul nostru Iisus Hristos, jertfa sa de pe cruce și învierea sa din morți. Este o perioadă deosebită pentru creștinii ortodoxi și slujbele în postul mare vor fi altele, foarte importante. Noi în săptămâna aceasta vom săvârși canonul Sfântului Andrei Criteanu și Pavecenița cea mare, urmând ca joi să fie Sfânta Liturghie, vineri Acatistul Mântuitorului Iisus Hristos și Taina Sfântului Maslu. Începând de sâmbătă se vor face pe fiecare sâmbătă liturghii, Sfintele Liturghii, sâmbăta și duminica, bineînțeles, pomenirea sâmbăta celor morți și duminica de pomenirea celor vii. E perioada aceasta cea mai importantă din cadrul anului bisericesc. Preoții spun că atunci când postim, nu trebuie să schimbăm doar felurile de mâncare, respectiv să înlocuim carnea și alte alimente de origine animală cu produse vegetale, ci și comportamentul. Schimbarea felului de a mânca trebuie să fie însoțită și de schimbarea atitudinilor oamenilor în viață, a relațiilor cu Dumnezeu, cu ceilalți și cu lumea materială. Postul este clar pe cele două părți ale corpului uman, trupul și sufletul. Bineînțeles, și cu trupul nu poți să nu mai fii numai cu trupul alimente și cu sufletul să nu fii pregătit, să fii mai bun, mai temător, cu sufletul să nu faci rău, să încerci ca să-l ajuți pe aproape tău. Vă spuneam și înainte acest lucru, dar cred că credincioșii noștri în mare majoritate înțeleg acest deziderat care este al postului, pentru că fiecare facem pentru noi și pentru a noastră mântuire. Dacă nu facem pentru noi, nu vom rezolva nimic în această viață. Învierea Domnului, numită și sărbătoarea Paștelui, este cea mai veche și importantă sărbătoare a creștinătății, care a adus omenirii speranța mântuirii și vieții veșnice prin sacrificiul lui Iisus Hristos. În vechime, postul Sfintelor Paști avea menirea de a-i pregăti pe cei ce urmau să primească botezul în noaptea învierii. În cele 7 săptămâni ale postului mare se oficiază toate cele 3 liturghii ale Bisericii Ortodoxe, cea a Sfântului Ioan Gură de Aur, cea a Sfântului Vasile cel Mare și liturghia darurilor înainte sfințite.